Bună, bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe data de 9 aprilie. Astăzi o să fie prima zi în care activez colectoarele de polen și trebuie să precizez cum fac acest lucru. În primul rând, colectez doar la coloniile foarte mari, adică care sunt în stupină. Deocamdată am ales 10 pentru această lucrare de colectare polen și când le activez eu și de ce. Deci le activez undeva în jurul orei 10 dimineața, chiar 10 jumate. Dimineața le las albinelor vreo 2 ore ca să-și facă ele curățenia în stup. În timpul nopții mai se întâmplă ca mai moare o albină, mai roade acolo pe la faguri, își fac curățenie și dimineața ele încep și scot afară aceste resturi, să le zic așa. Și undeva la ora 10 după ce pleacă albina din stup, pot activa liniștit colectoarele până undeva la 4 după amiază. Este important acest lucru ca să le lăsăm și lor un pic de polen. Iau și eu un pic de polen și toată lumea să fie mulțumită. Astfel pot colecta în fiecare zi polen, indiferent de cum se comportă ele, să zic așa. Doar la culesurile mari nu activezi colectoarele. Asta în zona la mine nu o să fie prea curând, undeva în luna lui august. Iulie, august, pe acolo, mai durează. Mă bucur într-un fel că nu e rapiță în zonă. Nu am bătaie de cap cu stropirile și cu toată nebunia asta rapiței. Așa că am timp să tot colectez polen. Și în timp ce se dezvoltă coloniile de albine, mai pot adăuga încă colectoare de polen. Aceasta va fi o sursă principală, să zic eu, de profit după urma albinelor anul acesta. Cam atâta despre colectare. La 10 le voi activa și după aceea de seară voi vedea cât se adună. Acolo 300-400 de grame e suficient în cazul meu. Bun, până data viitoare, numai bine!